Стимас приятель, мы не кутоцы, кутоц читатени, вой мерджи ла протестам пяца мария дунер национально. Да, есть пандемия, требы совем грижи деной. Факу напела то читатени, антрадивер, честь цени, ди дезинфектанти, ди мэшти, ходит сну крем проблеме, скумпил урноштри докторы, кшашали ау фуарти молти. Ной, eu înțeleg perfect că noi nu putem să așteptăm să dispară COVID-ul și după asta să începem a distruge sistemul. Că deja nu o să avem, deci nu o să avem și distruge, nu o să existe Republica Moldova. Noi toți împreună trebuie astăzi să fim uniți, trebuie toți împreună să ieșim, să spunem nu acestei grupări criminale, și trebuie să facem tot posibil ca acest bordel politic să fie dizolvat cât mai curând. Eu astăzi voi avea, pe timp de noapte, voi avea, deoarece doar am revenit în țară, voi avea mai multe discuții cu unii experți, cu unii juriști, dar să știți un lucru. Noi nu trebuie să ne bazăm pe buchii a legii doar atunci când cuiva îi convine. Cum a fost, de exemplu, cu alegerile prezidențiale, care au fost neconstituționale. Noi am participat după planul lui Plahotniuc. Și în 2016, în aceste alegeri, și acum, în 2020. Dar când distrugem sistemul, deja nu ne permite Constituția, trebuie să răbdăm bordelul, trebuie să mai, îi mai lăsăm să mai facă vădă un unt, șor cu Dodon și așa mai departe. Nu avem și discuția, o să ies și eu cu un mesaj mai foarte sincer, foarte clar la toți cetățenii, dar trebuie toți împreună să obținem alegeri parlamentare anticipate. Fără anticipate noi nu facem nimic. Toți ăștia care acum tot plâng după democrație și declară că iată noi tot susținem și nu știu ce, i-am văzut pe toți, i-am auzit pe toți astăzi cu cetățenii, vom decide ce va fi cu Republica Moldova și în acest an și cel mai important pentru următorii ani. Ce a fost în trecut, deja toți am văzut. De asta vă rog pe tot cei care mă susțin, tot cei care poate putem și discuta mâine în timpul protestelor. Eu, la orele 11, voi fi în Piața Mare a Adunării Naționale la acest protest și este dat acest, trebuie să merg. Deci, deoarece acest lucru este datoria mea de cetățean. Cum mi-au spus cei care i-am văzut acum în diaspora, peste hotare, pe cei care i-am văzut în Germania, România, în Austria, care mi-au spus, domnul Renat, noi pentru a merge la vot am făcut și 125 și 700 și 800 de kilometri. Dar, cu părere de rău, acasă la unii e problemă să facă 20-30 de kilometri. Sau 50-100 ca să ajungă la acest protest. Mâine voi fi cu toată țara împreună, oprim acest acest bordel trebuie oprit, dar din punctul meu de vedere, acest bordel nu să-l oprim, nu trebuie să-l distrugem. Tot bordelul la noi de bază în Parlament, că deja că prin demisia guvernul, că altfel, vom discuta și vom decide împreună mâine în Piața Mare a Adunării Naționale. Pentru дорогие друзья, все те, кто меня поддерживает, те, кто хотят завтра высказаться против этой воровской преступной системы, приходите завтра на площадь Великого Национального Собрания в 11 утра. Я там буду вместе с вами. И мы вместе с вами решим, как мы будем жить и что мы будем делать с этими негодяями.